Ca în fiecare an, galeriile PACO găzduiesc expoziția anuală de iconografie intitulată generic Icoana, Cale Spre Inviere, ajunsă deja la a treia ediție. Și anul acesta, de organizarea manifestării s-a ocupat Academia Petru Tocănel în colaborare cu galeriile PACO și editura Serafica. Custode ale expoziției a fost, ca de fiecare dată, sculptorul Florin Zaharescu. Nu este un început, ci este o continuare. Suntem la a treia ediție în care Academia Petru Tocănel din cadrul Institutului Teologic Franciscan din Roma, în colaborare cu Departamentul de Muzică Scola Cantonului Latină, oferă publicului romașcan o expoziție de icoane și artă religioasă pentru a-l pregăti mai temeinic la solemnitatea Învierii Domnului. Căci așa cum ne învață părinții bisericii din Răsărit și Apus, și mai recent sinodul ecumenic al doilea din Vatican, moartea, pătimirile, moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos formează izvorul și cercul vieții creștine. Și această expoziție ne ajută să ne înălțăm sufletele spre sferele cele mai înalte ale cerului, asemenea unei poezii. Căci așa cum spuneau strămoșii noștri latini, și pictura este poezie. În expoziție au venit cu icoane pictori consacrați din Roman, Piatra Neamț, Iași și Botoșani. Important pentru orașul nostru și pentru care aș dori să enumăr: Florin Mircea Zaharescu din Roman, Iosif Haidu din Roman, Elenie Nefunda din Iași, Gheorghe Vadana din Piatra Neamț, Sonia Măcincă din Roman, Cristina Miron din Roman, Arcadie Răileanu din Piatra Neamț, Remus Ștefan din Roma, Părintele Cristinel Farsade de la Institutul Teologic Franciscan, Părintele Cristian Cupaciuc din Botoșani, Mihail Orteanu din Roma, Dorina Statopol din Roma, Ciprian Istrate din Piatra Neamț, Andrei Palade din Roma, Părintele Cornel Paiu din Roma, Măicuțele de la atelierul de pictură de la Mănăstirea din Plăușeni, din județul Iași, și Ștefan Potop din Piatra Neamț. Acest eveniment este sprijinit ca în fiecare an de firma PACO, prin familia Păduraru, și pentru care ne mulțumim că ne oferă spațiul necesar pentru desfășurarea acestui eveniment. Evenimentul a fost animat și de o piesă cu caracter religios interpretată de un elev al Seminarului Teologic Franciscan. Invitat la această ediție, preotul botoșănean Cristian Buhanciuc a vorbit participanților la vernisaj despre importanța icoanei în viața creștinilor. Scopul icoanei este, în primul rând, expresia acestei taine, și cuvântul s-a făcut trup și mărturisește faptul că Dumnezeu Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat cu adevărat. Cum m-am mărturisit altfel dacă ar veni cineva să întrebe, iată, am auzit că Dumnezeul vostru s-a întrupat, că a venit pe pământ, că a locuit aici împreună cu oamenii pe care a zidit El, cum am demonstrat noi mai la îndemână? Cu siguranță am pune mâna pe icoană și a spune, iată, care acesta e Dumnezeul meu care a fost aici, pe care l-am văzut și cu care am trăit noi oamenii împreună, părinții noștri. Custodele expoziției, artistul plastic Florin Zaharescu a făcut o incursiune în arta iconografică a lumii, vorbind despre principalele școli și tehnici de realizare a icoanelor de-a lungul secolelor. Pictorii au adus în cea de-a treia ediție a expoziției atât icoane pictate pe lemn, cât și pe sticlă, dar și pictură de șevalet. În expoziția de față avem, sigur, primul rând, icoane pe lemn, icoane pe sticlă. Avem și pictură care are simbolistică religioasă, pictură de șevalet, și ce spunea Părintele Adrian, este vizibil faptul că unele dintre icoane sunt făcute de călugări. Se simte asta, chiar dacă are unele minusuri din punct de vedere plastic. În rest, v-aș ruga să vedeți ce am pus noi aici pe pereți și eventual să și cumpărați, este cu vânzare, în
felul ăsta încurajați alta și pentru asta ce. Expoziția este cu vânzare. Ea poate fi vizitată zilnic la galeriile Paco de pe Bulevardul Roman Mușat, lângă Spitalul Vechi, în perioada 18-27 aprilie, între orele 12 și 17. Vernisajul expoziției va putea fi urmărit la postul de televiziune Roman 24, marți 19 aprilie.